Bună seara! Aproape 17.30. Cu voi sunt live-urile săptămânale Live cu Talmazan, unde discutăm despre gânduri frumoase și interesante. Până să adună lumea, așteptăm în 30 de secunde și o să vă spun ce subiect azi o să discutăm. Bună seara, cine se conectează la noi. Azi live-ul nostru să fie mediu, cam așa, nu prea lung. Spuneam despre faptul că vreau să lansez săptămânal câte un live pe anumite subiecte și dacă ați observat din descrierea acestui live, m-am gândit să dau un fel de descriptor la nivel de complexitate tematicii. Și azi el e basic, deci azi discutăm despre două lucruri interesante, dar cred eu care, dacă nu le aveți, trebuie să realizați că ăsta e nivelul basic. Da? În 10 secunde pornim. Eu mă aud. Cine este conectat? Bună seara, Sergiu, Cristina, salut! Dacă mă auziți și sper că lumea nu e foarte mare și e clar. Îmi spuneți dacă sunteți aici și dacă totul e ok. Deci, spuneam despre faptul că activitatea de zi cu zi la Facebook presupune nu doar elementul strategic de a posta și a lucra cu strategiile care sunt în companie, în marketing. Eu zic că, în general, Facebook el trebuie perceput inclusiv de la elementul de fundamentul care se creează pentru a lucra în Facebook. Deci există anumite setări, există anumite lucruri strategice pe care voi trebuie să le faceți înainte să începeți activitatea de social media, înainte să începeți activitatea de a cheltui banii sau de a promova. Azi o să vorbim despre două lucruri. Bănuiesc eu destul de interesante, care anul trecut am făcut foarte multe discuții pe subiectul ăsta și la vreo 70% nu era, elementul ăsta nu era setat. Două lucruri despre care azi discutăm, asta sunt postările scrise în mai multe limbi și targetarea postărilor organice. Întâi vă spun cam despre ce asta, pe urmă vă fac share screen și vă arăt unde asta se face. De aceea, acum puteți ascultați, iar după puteți revizui live-ul și vedea unde se setează în cazul când nu este, sau cel puțin verificați dacă la voi este, înseamnă că tot e ok. Deci spuneam despre ce înseamnă targetarea posterilor. Când noi facem promovare, noi cu siguranță alegem să arătăm la femei, la bărbați, să arătăm cei care cunosc sau browserul Facebook-ul în limba rusă sau în română. Când facem postare organică, noi în general postăm orice format de postare practic, video doar nu se aplică aici, și văd toți cei care au dat like, după care se face share și așa pleacă postarea în internet. Aveți posibilitate și în format organic, spre exemplu, să arătați numai la doamne sau doar la domni sau doar la cei care trăiesc în Chișinău sau doar la cei care sunt acum în Bălți. Să arătați postarea voastră, fără să plătiți, fără să interveniți cu element Power Editor și restul Ads Manager care sunt. Cei care acum ne privesc, voi folosiți elementul ăsta, ați știut? Ca să-mi dau seama dacă tematica din cel puțin cei care primesc. Haideți cu un plus dacă ați știut și aveți, cu un minus dacă nu. Ca să-mi dau seama pe cât de relevant și cât de mult să mă opresc la subiectul ăsta. Ați știut că este posibil să targetați postarea după regiune, după limbă, după gen, postarea din Facebook organic, fără ca să aplicăm elementul de reclamă sau să mergem în Power Editor sau în Ads Manager. Să văd ce spuneți. Nicolae are și folosește, bănuiesc.
Până voi răspund, o să vă spun despre faptul că eu foarte rar folosesc instrumentariul ăsta. El, practic, poate juca festa câteodată să vă faceți chiar o fișcă interesantă de posting, dar o să vă limiteze impactul organic destul de mult. Însă dacă vreți să arătați doar cuiva fără să mergeți în reclamă, e destul de interesant. Așa. Bun. Asta este primul element. Și doilea element intervine la nivelul de multilanguage. Adică noi când postăm ceva, se primește că, dacă vă amintiți posterile în care scrie în limba română, după care se trage o linie, scrie în limba rusă, după care se trage o linie în engleză, ori în care limbă voi aveți nevoie. Ați văzut așa posteri? În care practic este o imagine și mai departe descrierea este în câteva limbi, însă ele toate sunt în același post, simor și îți deschide toată descrierea posterii. Ați văzut așa format? Azi o să discutăm despre subiectele astea. O să ne mai iau un 10 minute live-ul, dar discutăm despre elementele astea două. Deci, primul element care ține de targetarea în mai multe limbi. Ce facem noi? Noi mergem la pagina noastră și acum o să fac așa un share. Mergem la pagina. Pagina de Facebook. Da, pagina de Facebook unde a brandului vostru. Și aici la pagina voastră de Facebook intrați la brandul vostru care urmează să îl verificați dacă are setările. În cazul când aveți conectat business managerul, va fi nevoie să activați și asta. Așa. Acum uitați-vă. Dacă noi vrem să verificăm, sunt la noi posibilitățile de postare în mai multe limbi, dar fără să punem liniile și să facem, știți, faza, vă spuneam. De obicei, noi cum facem? Vrem să scriem o postare, noi scriem ceva în română, după care tragem o linie și iară scriem în rusă. Vă cunoscut istoria asta. Deci ca să nu faceți elementul ăsta și ca de fiecare dată când voi postați, dacă la mine Facebook-ul limba rusă, ar fi ok, eu să văd doar textul din rusă. Dacă e limba română, doar în limba română. Spune în start, asta nu înseamnă traducere automată. Deci se primește că voi scrieți real un text personalizat la postarea voastră pentru diferite limbi folosite pe care utilizatorii voștri le folosesc. Dacă să verificați, e că aici la browser jos, la voi trebuie să fie așa ca un fel de țintă, da? E acum la mine nu, eu special am deconectat ca să vă arăt cum asta arată. Mergem la setări. Mergem la settings, clicați aici. După care în listă la voi trebuie să fie în lista general, da? Settings, după care General. La mine este în limba engleză și vă sugerez să o faceți și voi. Dacă vreți să fiți la curent cu practic ultimele update-uri, e nevoie să fie Facebook în limba engleză. Și aici la noi este așa un punct. Post in multi-language. Îl deschideți. Dacă la voi nu este bifat, bifați. De obicei când creați pagina, automat nu este bifat. Și salvați. Acum se primește ce? Dacă mergem înapoi la pagină și vrem să facem o postare, dacă observați, la noi a apărut așa o chestie. Write post in another language. Deci se primește ce? Eu scriu bună ziua, bună ziua, mă duc aici și spun acest text este scris în limba română. Și mai vreau jos să mai scriu în limba rusă. Automat Facebook-ul ne va da o traducere. Dacă noi suntem de acord cu dânsa, lăsați. Dacă voi vreți ca acei din limba rusă să nu vadă privet, dar să vadă, spre exemplu, Доброго дня, atunci voi scrieți Доброго дня. Și dacă eu public acum asta, la mine în pagină o să puteți să vedeți următorul lucru. O să puteți să vedeți o postare
Dacă Facebook-ul la voi este în limba română, atunci voi să vedeți bună ziua. Dacă Facebook-ul la voi este în limba rusă, voi să vedeți доброго дня. Dați-mi un feedback dacă ați știut așa lucru, scrieți un da. Dacă e util, scrieți mulțumesc. În general, ideea în ce constă? Că puteți la anumite postări chiar să adaptați textul din rusă pentru contingentul sau oamenii care au Facebook în rusă, în rusă, pentru cei în română, în română. Haideți să văd dacă... Apropo, în paralel trecem acum și la subiectul 2, despre cum să targetăm postarea, dar dacă voi aveți ceva întrebări legate de subiectul ăsta, nu găsiți sau chestii, scrieți-mi și dacă nu răspund acum instant, promit să revin, să revin la asta în comentariu ori după. Tot e clar, da? Bun, mergem mai departe. Din câte văd, nu aveți întrebări. Mă uit în paralel în comentarii. Nu sunt întrebări, tot e clar. A doilea subiect vine despre targetarea postărilor. Targetarea postărilor e o chestie tare faină, vă spun cum puteți să o aplicați. Spre exemplu, voi sunteți un brand care are mai multe filiale. Una e la nord, una e la sud. Voi postați în pagină la voi o comunicare generală, spre exemplu, diferite valori, transmiteți diferite informații. Însă, dacă voi vreți la Bălți azi să spuneți că aveți o ofertă specială, să vadă Chișinău asta, n-are sens. Poate că are. Voi spuneți că, băi, dacă în Chișinău trăiește cineva și are prieteni la Bălți, poate ies să spun și să transmit. Dacă asta e logica, da, are sens. Dar dacă voi vreți să spuneți la mulți ani, Bălți, avem o ofertă exclusivă, doar de ziua orașului Bălți, cei care o să intre pe strada și dați stradă din Bălți, avem o ofertă exclusivă. Atunci voi aveți posibilitatea să vadă doar oamenii care se află în Bălți. Sau, spre exemplu, este 8 martie, curând, 14 februarie, și voi vreți să arătați o ofertă exclusivă pentru cei care sunt bărbați. Și ei cumva să-i motivați pe ei. Și n-ați vrea să vadă și doamnele postarea voastră. Atunci voi puteți crea o postare. Dragi bărbați, și aici noi vorbim despre postare organică, nu din Power Editor. Eu înțeleg că în Power Editor e posibil. Dar noi vorbim de postare organică. Dragi bărbați, nu vă lăsați lucrurile importante pentru 15 februarie. Rezolvați-le azi. O să vadă doar bărbații. Și apropo, dacă vedeți relevant ce vorbesc acum și credeți că din prietenii voștri ar trebui să afle, faceți un share. Eu chiar mă gândeam să intervin. E o informație care eu planific să o fac sistematic, dar nu vreau să cheltui bani pentru boost, să am 300.000 de vizitatori. Suntem 15-20, dacă asta e important pentru noi, please share, ca să vadă și prietenii informația asta relevantă. Deci, spuneam că asta e sistemul care ne permite. Unde noi găsim toate lucrurile astea? Unde noi setăm? La fel, mergem în setare pagină. În setare pagină, settings. Și, la fel, general. Azi doar în settings general. Și aici noi avem așa o chestie. Newsfeed, audience and visibility for post. La fel, verificați dacă la voi este setat lucrul ăsta. Dacă la voi el este setat, când voi vreți să creați postare, voi aveți focusul ăsta de țintă. Salvăm și mergem acum în pagină. Azi eu vă vorbesc fără căști. Sunetul se prinde direct de la telefon. Spuneți-mi dacă se aude în general sunetul sau eu stric poate prea tare. Dacă se aude ok sunetul. Deci, spuneam că am venit pe pagină și vrem să facem o postare. Apropo, dați șterg postarea asta, că oamenii nu înțelege ce vreau să le zic. Noi vrem să creăm o postare. Dar de data asta noi vrem, spre exemplu, să facem logica care v-am spus-o recent. Vrem să facem un ofer pentru bărbați. Vine 14 februarie, hai să dăm un imbold la bărbați că trebuie să facă acțiuni. Acum la voi aici a apărut e ca așa o săgeată.
Voi faceți postarea. Dacă e necesar, faceți-o și în altă limbă. Măcar și în limba acană. Și aici scrieți bună. În limba acană, nu știu cum o să fie asta, în limba Azerbaijan. Right în Azerbaijan. Acum, clicați pe Narrow și vă o să vă deschidă practic un interfejs care este asemănător cu interfejsul din PowerEditor. A fost cineva aici? Ați ajuns vreodată pe pop-up-ul ăsta? Haideți să vă văd mai dacă sunteți aici. Ce facem noi aici? Noi aici spunem, vrem ca postarea asta, și aici avem două posibilități, newsfeed targeting și audience restrictions. Când noi vorbim de newsfeed targeting, aici înseamnă că noi vom spune lui Facebook că am vrea să arăți mai întâi la oamenii ăștia. Audience restriction, asta noi spunem doar pentru oamenii ăștia. Ce înseamnă asta? Că dacă vrem să arătăm de 14 februarie doar pentru bărbați, noi alegem bărbați, alegem vârsta care credem că e relevantă pentru produsul nostru și spunem că numai din Chișinău sau din Moldova, care cunosc limba română, spre exemplu, și dăm save. Acum, postarea asta în Facebook o să o vadă doar bărbații cu vârsta, cu limba și targetul ales. Ce înseamnă că voi puteți să vă adresați foarte și foarte personalizat. Cu siguranță impactul organic o să fie mai mic. Dacă voi aveți 100 de oameni care au dat like și încă ești ajutat după bărbați, o să arăte la 3 oameni. Dar vă știți precis că femeile nu o să vadă. Chiar dacă ei o să fac share, femeile în Facebook asta nu o să vadă. Respectiv, asta înseamnă că noi avem posibilitatea să comunicăm targetat și în postările organice. Spuneți-mi, asta în mare parte, cam asta e gândul la nivel de instrumentare. Deci, 1. Putem publica în mai multe limbi. 2. Putem targeta. Ajusta sau sugera. Aveți ceva întrebări, poate? Dacă aveți întrebări, scrieți. Eu acum mă uit dacă voi sunteți aici conectați. Natalia, Lena, Pavel, mersi de share. Deci se primește că noi avem posibilitatea să facem asta și sper că comunicarea voastră în call o să fie mult mai targetată și dacă o să faceți testul ăsta, scrieți-mi experiența voastră. Poate ceva mai nou și mai interesant voi afla și eu. Dacă voi nu aveți întrebări, cei care se uită acum la noi în nu în live, dar o să vadă asta mâine poi mâine, la fel sunteți bineveniți. Succese! În fiecare miercuri, azi e miercuri, la ora 19:30, o să ies în live cu un subiect anume, pe care o să-l anunțez mai din timp. Dacă aveți sugestii, cu drag. Și, apropo, nu uitați că pe 28 februarie planific și organizez un eveniment mare, 1000 de persoane la Leo Grand, un seminar despre Facebook gratuit. Un seminar gratuit pentru că vreau să șoruiesc experiența mea și un pic să culturalizăm oamenii cu ceea ce înseamnă Facebook și update-urile care sunt. Ele sunt multe și cumva de mâini înglodeam. De ce, dacă încă n-ați dat attend, intrați pe talmazan.md sau pe pagina Talmazan Digital și vedeți evenimentul, link-urile, toate procedurile, le cunoașteți la ce trebuie făcut. Cei care vor mai multe detalii, scrieți-mi în privat și am un Telegram canal închis unde o să șăruiesc ceva mai adânc, mai complex. O seară frumoasă și să aveți numai rezultate bune. Ne vedem în stories-uri și în postări. Pa, pa!